Deja și dat să vă rog, dacă se poate să fim, că se poate vorba de basis, pentru că și eu și domnul Gărea trebuie să mergem la venit la cintura de vreo 23 să ajungem acolo. Proiect de hotărâre numărul 1 privind constituirea Comisiei de Evaluare Anuală a Activității Mediului Spitalului Municipiului Municipal de București, pentru anul 2014 și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, pentru și numirea membrilor sesiunea ei de notificare de Comisiei. Comisia juridică a avizat de proiect de hotărâre. Discuții dacă sunt pe marginea proiectului și avem nevoie de propunere pentru Comisia de Evaluare și cea pentru soluționarea contestațiilor. Dacă vă rog. Discuții nu propune, pentru Comisia de Evaluare a activității municipiului. Dacă ești, propune pe domnul consilier Lucian, pe domnul consilier Ionescu și pe doamna consilier Grama. Iar alte propuneri. Dacă nu vreau permisiunea să votăm în deschis și începem cu propunerile pentru Comisia de Evaluare, cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Propunerea dacă sunt pentru Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Mai sunt și alte. Dacă nu sunt aprobări cele de propunere, cine este pentru? Comisia a avizat și domnul pentru despre și comisia.
sunt acolo de proiect de hotărâre și este pentru. Mulțumesc. Pot să și pentru proiect de hotărâre am dat dat. Asta a fost motivul. Dacă le făceam prețul 9 lei, sigur. Nu, nu, nu. Le-am acordat, am pierdut cam mare prețul și unde ei cu condiția cumpărării cu deli. Și nu am cumpărat cu niciodată. Da, nu le-am mai dat. S-a ajuns la prețul. Nu știu, dar să ne sunți dat în urmă. Supra am oprit 5 de minut. Mulțumesc, mă rog, mă spui votul pentru proiect de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre numărul 6 privind aprobarea taxelor. Numărul 5 de proiect numărul 5 privind completarea hotărârii posibilă numărul 75 din 8 septembrie 2011 privind aprobarea executării proiectului reabilitare și modernizare străzi în municipiul Tuzărat prin ADP în Tuzărat și garantarea plăților cu bilet cu alocarea acestuia. Și Comisia de Urbanism a aprobat o altă timpul pentru acest proiect de hotărâre. Mulțumesc. Discuția a fost. Da, nu, 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 și Comisia de Urmare a realizat 5 voturi pentru proiect de hotărâre, dar vin cu o complicare. La discuție. La articolul 10, litera E, să se completeze până în cât termen să dă, se mărește pe cel care nu are, nu are aprobare să pășuneze pe terenul pe izlatul gestionat de primăria de Sunt ce termen îi se mărește acest preț. Nu-i trecut în proiectul de hotărâre și eu propun ca termen de 5 zile să de la data constatării să achite această datorie către primăria de Sunt. Atunci, dacă ziceți asta, eu am zis 15 zile ca să te singur că plătești. Sau 30, am două propuneri. Dacă ziceți până la perioadă, n-am nicio problemă. Dar trebuie completat, pentru că altfel mai nu o să mai dați niciodată. Alegră, dacă sunt și alte discuții, dacă nu supună un pic proiectul cu amendamentul Comisiei de Urbanism. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu votul și votul cu amendamentul Comisiei de Urbanism. Proiectul de hotărâre numărul 7 privind stabilirea taxelor pentru livrarea de statului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. Și Comisia de Urbanism a realizat 5 voturi pentru următoarea propunere. Că pentru avizare să fie prețul mai mic, nu ca pentru eliberare. La eliberarea carnetului are primărie de pierd cu tipărirea imprimatului, dar pentru avizare tot același preț și mai ales să face avizarea semestrial. Aici pentru avizarea eu cred că ar trebui redus prețul. Asta e propunerea Comisiei. Să nu fie ca la eliberarea care tot 60 de lei. Sunt nouă în oraș, nouă, eu văd că ne scutim
spune că avizare nu fie același. Să vedem pentru vădărerea noastră, are se lasă să schimbăm vădărerea de atunci și ne încurlesăm, zic că pentru 10 certificate, nu omul. Cei oamenii ăștia chiar fac producție și chiar fac un răzbun. Eu am să-mi supun la dat poliției proiectul așa cum a fost inițiat, deci în forma inițiatorului. Cine este pentru? Mulțumesc, nu trebuie să văd pentru proiectul de hotărâre acuzatorului, așa încât nu mai pronunț și cu amendarea. La diverse, dacă sunt discuții. La diverse, am eu o singură sau două probleme. Doamna Arbăreș, am dorința, dumneavoastră știți mai bine situația, foarte pe scurt, un minut, să informați Consiliul Local în legătură cu diverse lucruri de către Comisia Constituită privind coeficientul acela de canal și apelez la dumneavoastră pentru că v-ați implicat și cunoașteți mai bine situația. Foarte pe scurt. La dumneavoastră, să folosească urgent automăturătoare. Pentru că noi am aprobat în Consiliul Local, am cumpărat-o și nu o folosește. Automăturătoare. Nu folosește în fiecare zi? Nu folosește. Eu am verificat traseele. Deci traseele lui sunt materializate, sunt aprobate de către dumnealui să folosească automăturătoare. Și a doua problemă, să facă marcajul partelor, să le refacă. Așa cum trebuie. El a început o post. La fiecare marcaj am adresat asta cu jumătate de metru de te, în loc să meargă cu linia până în bordură. Să le facă ca lumea de ce am motivat că n-are bani. Și mi-a venit și mie, dragi, de nu se putea pentru salariul aici. Păi tu mă ridici mie mingea la filio, e sănătos la cap. Eu i-am zis în comisie. Nu, am și o dreptate, vedeți-mă. Vă rog să intervenesc dumneavoastră, să le fac. Și la asta are dreptate și la are sancționare bani și să le dai nu are bani. Nu are bani. Dar când ce spunează cu dreptate? Atât de mulțumesc. Domnul Zare, vreau să vă spun două ori. Pe strada Plăcii, la numărul 2729, este o casă părăsită. Acolo s-au vaccinat de 20 de pilgrimi. Noaptea nu pot dormi. Iar cetățenii m-au rugat, acum ca să-ți ședință, să le dic problema aici. Să le iau de dinghere și să de acolo. 27-29, da? 27-29. Casa aceea care a fost începută, lângă Roșca. Care a fost începută și a să judecă de vreo 3 ani și a rămas măresc acolo. Trebuie să vedem o săptămână de cât avea mie cu costă. Acum spate unde își ține mașina, spate multe, de barul de ieșinte. Sunt 13 câini, care nu stau decât pe 3 mașini, a lui și pe 2. Din 7 sau 10 mașini. Atunci am dat spunea și a venit și mi-a arătat și a zis că i-am cam antena ziua aia și nu mai e. Copiii nu folosesc lucrurile. Și copiii folosesc lucrurile. Am trimisat de pe acolo, acum, o lună și ceva. Mi-a mai spus o dată, dar mi-a arătat și poze. Și mi-a arătat lucrul Gabi la ADP, zice și eu, mi-a luat odată. Mare parte l-a luat odată. Dar, într-adevăr, domnul Isopel v-a spus 13 și poze erau numai 11. Deci, mi-a arătat să spune. Problema noastră cu câinii este grav, oameni, dar în astfel de situații unde sunt acolo grămadă și așa, am luat și într-o seară pe acolo centru și câinii în două cred că erau acolo Chico, vreo 5, 6, 7, se mușcau între ei, așa că a dat să sperie. Și vă dați seama, un copil de 7, 6, 7 ani în care merge singur, ce poate să puteți sau o bătrână. Deci aștept cu nerăbdare să se terminată cu acea hotărâre blocată și să dea drumul la norme de aplicare a legii date în urma morții acelui copil, pentru că nu este normal, să știți că nu va la norme, dar este tot în lege, în țară, în sensul de ei. Că ori mai mult sunt mai mici de păcat. Facem ce putem, dar de fapt îi ducem cu batoc, îi ducem... Îi sterilizăm ce am de fapt. Rotarie. Și dacă s-a nevoie de reacție,